Iubiți frați și surori, până acum am cântat, ne-am rugat, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi în aceste momente să mai am câteva gânduri pentru noi toți, pentru fratele Jimmy. Și apoi vom trece la actul botezului. Dar în această seară vreau ca fiecare dintre noi să reflectăm și să ne uităm puțin în viața noastră, să vedem botezul care l-am făcut a fost un botez autentic, scopul botezului a fost să fim mântuiți sau am urmărit altceva. Dacă vă veți uita în Cartea Apostolilor, capitolul 8, acolo descoperim cuvântul lui Dumnezeu a lucrat printr-un om, numele lui Filip. Și vedem că într-o cetate a fost un serviciu de botez și în pustiu a fost un alt serviciu de botez. În cetate, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, că au fost botezați mai mulți oameni și ne spune aici cuvântul în felul următor. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Și cuvântul Domnului spune așa, chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. N-aș vrea să mă ocup de cei mulți, bărbați și femei. Aș vrea să mă ocup de unul cu numele de Simon, care a fost botezat. Și dacă ar trebui să pun un titlu în dreptul lui, a spune așa. Simon, un om botezat, dar plin de răutate. Și dacă mă veți întreba de unde știu lucrul acesta, din Scriptură. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și Simon a crezut și a fost botezat. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Pocăiește-te de această răutate a ta. Când i-a spus Petru? Înainte de botez sau după botez? După botez, nu? Cum se poate să fii botezat și totul să fii plin de răutate, plin de fiere amară și să n-ai nimic în comun cu Dumnezeu? Dacă vă întrebați de multe ori, eu am fost întrebat de multe ori ca și slujitor al Domnului, frate păstor, cum se întâmplă? Oamenii aceștia care au fost botezați sunt plini de răutate, plini de alcool, plini de droguri și așa mai departe. Aș vrea să vă spun că oamenii aceștia n-au avut nimic în comun cu ceea ce vrem noi să se întâmple astăzi. Săptămâna aceasta mi-am făcut timp, am fost la fratele Jimmy acasă și am stat de vorbă cu el și am depănat toată viața cât și-a adus aminte. Pentru că eu am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că la Dumnezeu nu-i cu cantitatea, ci la Dumnezeu este cu calitatea. Pe Dumnezeu nu-L interesează cât mai mult să fie botezați, ci pe Dumnezeu îl interesează că cine se botează să fie de calitate. Așa este? Și ne rugăm Domnului, eu știu că dorințe sunt multe și oamenii vin să fie botezați. Mă aflam într-o biserică și neștiind prea bine biserica, frații au zis, frate Viorel, omul ăsta trebuie să fie botezat. Și am spus, fraților, după cum îl văd și după cum am stat de vorbă cu el, omul ăsta nu-i pregătit pentru botez. Frații n-au avut curaj să-mi spună în față, au vorbit ei mai pe delături că, domnule, cum să nu-l botez când este un om care se prezintă, unul care trebuie să-l botez. Eu am spus, nu fac botezul, eu nu fac botez și Dumnezeu nu m-a chemat ca și pe Ioan spune așa, că Dumnezeu l-a trimis să boteze și i-a și spus, te duci și botezi. Și pe cel care vei vedea că se va coborâ Duhul Sfânt peste el, să știi că ăsta e fiul meu. Și Ioan spune, cred că Ioan capitolul 1, 33, dacă nu mă înșel, spune acolo, chiar Ioan mărturisește și spune așa, eu nu-l cunoșteam, dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul coborându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt.
Vă aduceți aminte că Ioan la un moment dat a spus, pui de năpârci. Cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Pentru că în pustiu, căldura toridă de multe ori provoca foc. Și lua foc în pustiu, năpârcile ieșeau din stepa aceea și se aruncau în apă ca să nu fie arse de foc. Și Ioan Botezătorul spune cam în felul următor, pui de năpârci. Cine va învăța să faceți și voi același lucru, să fugiți ca șerpi aceștia, ca năpârcile acestea, să fugiți de foc și să intrați în apă? Nu se face așa. Întâi pocăiți-vă, întâi roade de pocăință și apoi veniți în apă. Și i-a trimis înapoi la pocăință. Dragii mei, îmi doresc în această seară, nu e așa că biserica din Berga își dorea în această seară să fie cel puțin vreo 20 de candidați la botez. Nu? Și eu îmi doresc lucrul acesta. Într-o zi a propovăduit Petru Evanghelia, nepregătit, luat prin surprindere, dar o predică insuflată de Duhul Sfânt. O predică în centru a fost Iisus Hristos. Când a spus el amin, s-a întâmplat ceva. Aproape 3.000 de oameni s-au întors la mântuire. Când lucrează Duhul Sfânt, când produce Duhul Sfânt, acolo este calitate și nu cantitate. M-am întrebat eu, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, dacă vă veți uita dumneavoastră acasă, nu în biserică, că unii când se predică ei citesc în Biblie și mă tare tem că acasă nu o fac. În biserică ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, iar acasă citim în cuvântul lui Dumnezeu așa cum făceau cei din Berea. Vă aduceți aminte? Predica pe Pavel și ei mergeau acasă să vadă ce li s-a predicat. Este adevărat? Și m-am întrebat eu, uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, Filip, la un moment dat, este vizitat de un înger și spune, scoală-te și du-te pe drumul care se coboară în pustie, acolo este un om care are nevoie de tine. Apoi vine Duhul Domnului și vorbește cu el și spune, aleargă și prinde carul. Și te întreb eu, Filip, și mă întreb eu, Filip, de ce n-a vorbit Domnul cu tine să spună pe toți din Samaria să-i botez, bărbați și femei? Dar ai grijă că e unul acolo care se dă drept altul, care face minuni, care face vrăjitorii, care spune că el este cineva, el se spunea despre el că este cineva și pune în uimire pe toată Samaria, păsta să nu-l botez. N-ar fi fost de dorit așa ca Duhul lui Dumnezeu să-i spună, sau Îngerul Domnului, măi, păsta să nu-l botez, că Dumnezeu ne-a spus. Nu i-a spus. Se mai întâmplă și nouă, mi s-a întâmplat mie, ca să mai scap câte unul la botez, care s-a botezat cu scop, ori de însurătoare, ori de nu mai știu ce, și s-a botezat. Dar asta mă face să înțeleg că Dumnezeu dă libertate omului. Și fiecare ia decizia, eu botez pe baza mărturiei omului, pe baza la ceea ce el îmi spune, vreau să fiu botezat. Dacă îl văd că nu-și trăiește viața, că fumează, că bea, că jură, că e datoria mea ca slujitor să spun, nu ești pregătit, trebuie să te pregătești, că altfel te păcălești și tu și mă păcălești și eu și într-o zi amândoi mergem în iad. Dar când se prezintă ca unul care îmbrăcat frumos la costum, vine la biserică și parcă nu dă așa un sentiment ăsta că e nepocăit, acolo e treaba lui cu Dumnezeu. Dar aveți grijă, frați și surori, pentru că mă uit în vremea aceasta în biserică, în biserici, că nu toți care s-au botezat sunt și pocăiți. Și mă tare tem că unii dintre cei care mă ascultă se încadrează la categoria aceasta, botezați și plini de răutate. Și vreau să vă spun că Biblia nu spune mai departe și nici nu vreau să forțez prea mult, dar mă tare tem după cum răspunde Simon lui Petru și lui Ioan, ăsta n-a mai avut gând de pocăință. Rugați-vă voi pentru mine! Și Petru i-a spus, nu, roagă-te tu în dreptul tău și nu numai să te rogi, și să te lași de păcat. Și numai așa vei fi mântuit. Îmi doresc, frate Jimmy, să fii botezat și plin de bunătate. Și plin de pocăință. Că dau numai foaia tot în capitolul 8 și descoper aici botezat și plin de bucurie. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului l-a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum și era plin de bucurie. Mare diferență, nu?
între unul plin de răutate, de viclenie, de fiere amară și unul plin de bucurie. Asta îmi spune mie ceva. Că s-a produs nașterea din nou. Și îmi doresc așa de mult. Când oamenii veneau să fie botezați, ei au înțeles că primordial știți ce era? Botezul. Și Ioan spune așa, nu, oameni buni, ca să fiți mântuiți, trebuie întâi nașterea din nou, să ne lăsăm de păcat, să ne lăsăm de viața care am trăit-o și apoi la botez. Și ca famenul să ajungă să fie transformat, omul acesta a făcut câteva lucruri care trebuie să le facem noi toți. Unu, dacă mă uit în cuvântul Domnului, când Domnul trimite îngerul Domnului la el, așa, Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa cândace a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor, a venit la Ierusalim ca să se închine. Înainte să ajungi în apa botezului, trebuie să ai o stare de vorbă cu Dumnezeu. Vă aduceți aminte într-o împrejurare când Saul s-a întâlnit pe drumul Damascului cu Domnul Iisus, când a stat de vorbă cu el, s-a dus undeva 3 zile, n-a văzut. Și la un moment dat Dumnezeu îi vorbește, Domnul îi vorbește lui Anania și ce îi spune? Du-te în cutare loc, acolo într-o casă este un om care ce făcea? Se ruga. Frații mei, înainte să ajungem în apa botezului, nu după apa botezului, nu după ce ne botezăm. Aude de multe ori spunând așa, frate, lasă-l că dacă intră în apa botezului, cu siguranță după aceea va fi pocăit. Frații mei, eu n-am garanția aceasta. Și din cuvântul Domnului reiese că nu așa. Întâi naștere din nou, întâi pocăință și apoi botez. Că dacă inversăm lucrurile, uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă astăzi. Câți oameni care s-au botezat doar să fie botezați. Și ați văzut și în țară. Vin din toată țara, sunt botezați, a doua zi sunt la locul lor, așa cum au venit. Doar udați și atât. Dumnezeu ne-a chemat ca să fim foarte atenți. Pentru că, așa cum spunea fratele Iosif, botezul nu mântuie. Și să nu credeți lucrul acesta că botezul nu mântuie. Dar botezul este condiția primordială ca să fim mântuiți. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede, și nu rămâne numai la a crede, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Iar cine nu va crede, spuneți dumneavoastră, credeți cuvântul acesta? Eu îl cred că l-a spus Fiul lui Dumnezeu și el știe mai bine decât mine. Cine nu crede și nu se botează, nu va fi mântuit. Omul acesta, famenul, ca să ajungă în apa botezului, primul lucru care l-a făcut, s-a rugat înaintea Domnului, s-a dus să se închine. Și cu toate că el știa care erau regulile la templu, el știa că nu poate să intre în templu, el știa că e un om care n-are acces în templu, dar a zis măcar în zona acolo, măcar în curtea neamurilor, să mă duc și să mă închin înaintea lui Dumnezeu. Din cuvântul Domnului reiese că omul acesta n-a avut nicio întâlnire, nu s-a întâlnit cu Domnul, dar când a plecat de la templu, a trecut pe la bibliotecă și a luat acolo o carte, cartea lui Isaia. În al doilea rând, omul care vrea să se boteze, trebuie să intre în contact cu Scriptura. Trebuie să citească Scriptura. Uitați-vă ce spune cuvântul Domnului. Întorcându-se înapoi în țara lui, în Etiopia, omul acesta și-a luat sulul la mare a lui Isaia și a început să citească capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, capitolul 25, capitolul 40, capitolul 50, capitolul 51, 52. Și dintr-o dată Domnul vine prin Duhul Sfânt la Filip și spune așa, grăbește-te că omul acesta a ajuns la 53 și aici, din capitolul ăsta, vreau să-i vorbesc. Du-te repede! Și a trebuit Filip să meargă și când a ajuns Filip lângă famen, iată ce citea el. Vă aduceți aminte ce citea? Ia uite ce spune cuvântul Domnului. Mi-e frică să punem de la noi. Mai bine citim din Scripturi. Spune așa,
Rogu-te, despre cine vorbește prorocul acesta? Despre sine sau despre vreun altul? Locul din Scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celor ce-l tunde. Așa nu și-a deschis gura. Și acum el pune întrebări. Și spune despre cine e vorba? Despre un altul sau despre autor? Și vine Filip în momentul acela și spune, înțelegi cu ce citești? Și el a spus, cum aș putea să înțeleg dacă nu-i cineva să-mi traducă? Și a spus Filip, pe mine Dumnezeu m-a trimis la tine să-ți traduc. Și o spuneam la Girona, la botez, a spus așa, unde-i famenul sincer, acolo trebuie să fie și Filip care să traducă Scriptura. Niciodată Dumnezeu nu ne va lăsa fără să ne descopere și să ne spună ce trebuie să facem. Uitați-vă, sinceritatea acestui om. Merge, se închină, citește Scriptura, nu înțelege, dar Dumnezeu pregătește omul. Și știți de unde l-a luat Dumnezeu? Pe Filip, de la o mare evangelizare. Din cetatea Samaria, că aproape toată suflarea s-a întors la mântuire. Și Domnul îl trimite undeva în pustiu, pentru un singur om. Frați și surori, în această seară suntem aici, pentru un singur suflet. Pentru că sufletul lui valorează mai mult decât toți dolarii, toți euro, tot argintul, toate blocurile, mașinile, aurul, ce vreți dumneavoastră, tot pământul acesta, nu putem să cumpărăm sufletul lui. Singurul care a cumpărat sufletul lui este Iisus Hristos, glorie lui în veci. Și în această zi, pentru Domnul este cea mai mare valoare, un singur om care se mântuiește astăzi. Împărăția diavolului scade cu încă un suflet. Și împărăția lui Dumnezeu se mărește cu un suflet. Măriți să fie Domnul! Și poate în Spania, poate în România, poate în America, în această seară mai sunt suflete care vor mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Nu trebuie să dăm glorie și slavă lui Dumnezeu? Să-L mărim pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, mare ești Tu! Că pentru un suflet Tu dai popoare! Și în această seară este bucurie în cer și vreau să fie bucurie și în biserica din Berga. Glorie Domnului! Omul acesta se închină, omul acesta citește, omul acesta mărturisește cu gura lui. A spus în felul următor, crezi tu că Fiul, că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Și famenul ce a zis? Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Glorie lui în veci! Și spuneam astăzi la Girona, Iisus Hristos n-a părăsit cerul să vină în vacanță în România. N-a părăsit cerul să vină în vacanță în Spania, în America sau în altă parte. Iisus Hristos n-a venit ca să ne spună în felul următor, mă, voi sunteți păcătoși? Am venit să vă spun că sunteți păcătoși și mă întorc înapoi. Iisus Hristos a părăsit cerul și a venit pe pământul acesta că a văzut că și eu și tu avem nevoie de mântuire și avem nevoie de salvare și a venit și ne-a salvat. Glorie lui în veci! Lăuda să-i fie numele, frați și surori. Îl laud cu bucurie și îl preamăresc pe Fiul lui Dumnezeu. Că a venit din înălțimea cerului la noi niște oameni păcătoși și m-a salvat pe mine și te-a salvat pe tine și ne-a salvat pe noi toți și într-o zi și ziua aceea vreau să fie cât mai aproape. Vine să ne ia, să ne ducă în împărăția sa. Glorie lui în veci! Omul acesta, ca să fie botezat și plin de bucurie, a mai făcut ceva. A zis, uite apa, ce mă împiedică! Omul acesta și-a dat seama că sunt niște piedici. Ești în această seară aici și ești nebotezat. Știi de ce n-ai ajuns în apa botezului? În fața ta sunt niște piedici. Și de ani de zile Dumnezeu te strigă și piedicile sunt acolo. Și s-ar putea unele dintre ele să rămână acolo dacă nu te grăbești. Ce ziceți dumneavoastră? Famenul avea piedici în fața lui? Era un om de stat. Și ar fi putut să zic că mă duc la împărăteasă pocăit și când îi spune că m-am pocăit, o să zic că pleacă, n-am nevoie de timp. Și o să rămân șomer. O să audă cei din neamul meu, că așa aud eu de multe ori. Vai, te-ai pocăit, ne-ai făcut neamul de râs. Afară, nu vrem să mai auzim de tine. Gata, afară! Dar cât ești beat, drogat, cât faci de rele, cât spargi în casă, cât faci numai nenorocire, atunci nu faci neamul, nu-l faci de râs. Oameni buni, în momentul când ne pocăim, nu ne facem neamul de râs. Nici neamul și nici pe Dumnezeu. În momentul când ne pocăim, devenim niște oameni cu capul sănătos,
glorie lui Dumnezeu. În această seară mă rog că numai El poate să facă. Pentru cei care aveți piedici în față, mă rog bunului Dumnezeu ca să vă dea putere să le dați la o parte. Sunt piedici care trebuie să le dați dumneavoastră. Nu va veni Domnul să le dea la o parte. A spus Domnul în felul următor: Lazare, mormânt. Dar eu nu fac ce trebuie să faceți voi. Dați piatra la o parte. S-a dat piatra la o parte și când s-a dat, putea Domnul să dea un cuvânt și piatra să dea la o parte? Putea să zică piatra la o parte și ar fi dispărut imediat, ar fi explodat și n-ar mai fi fost. Dar a zis, voi dați piatra la o parte și eu îmi fac datoria. Și după ce a fost piatra dată la o parte, Domnul a spus, Lazare, ieși afară! Și Lazar a ieșit afară. Glorie Domnului! În această seară spune Domnul prin gura mea în felul următor, este vremea să dai... Tai toate barierele, toate piedicile la o parte. Poate mândria te ține, poate băutura te ține, poate prostia te ține. În această seară Domnul îți spune, la o parte, dă toate piedicile la o parte și următorul botez să fie în apa botezului. Pentru că viața este nesigură. Astăzi ești în viață și mâine s-ar putea un virus mic să te trântească la pământ, să mori nemântuit și să te duci o veșnicie în ea. Și eu nu vreau lucrul acesta. În această seară sunt responsabil să spun adevărul. Chiar dacă te superi pe mine, este seara ta când trebuie să iei decizii. Și a mai fost și piedici de frașiților care n-a putut să le dea famenul la o parte, dar a intervenit Dumnezeu. În pustie, haideți să vă întreb pe dumneavoastră și răspunsul anticipez. Putem să găsim apă la orice pas? Era o piedică mare în dreptul acestui om că nu era apă? Dar uitați-vă ce face Dumnezeu. Când te vede sincer că tu dai piedicile care aparțin ție, Dumnezeu vine în ajutor și El creează o apă în pustie. Eu cred că Dumnezeu a pregătit apa aceea acolo pentru fame. Nu știu dacă a mai fost după aceea sau poate până astăzi, dar știu că în momentul când oamenii aceștia au mers, la un moment dat Dumnezeu a făcut o minune mare. Și a spus, uite apa, ce mă împiedică? Și a spus, nu te împiedică, dacă dai toate piedicile la o parte, putem să intrăm aici. Și a zis, sunt gata, le-am dat toate la o parte, chiar dacă rămân șomer, chiar dacă neamul va spune că ai nebunit, eu de astăzi vreau să-L slujesc pe Iisus Hristos. Au intrat în apă. A mărturisit cu gura lui. Și pe când mărturisea cu gura lui, Dumnezeu a făcut o minune. L-a luat pe Filip și știți cu cine a rămas? Cu Domnul. Ce minunat este Dumnezeu nostru. Cum să nu-L crezi și cum să nu te bucuri și să fii plin de bucurie cum lucrează Dumnezeu. Lăudat să fie Domnul. Frați și surori, vă spuneam, unul, botezat și plin de răutate, al doilea, botezat și plin de bucurie. Mă rog în această seară, ca fratele Jimmy, să fie botezat și plin de bucurie. Botezat și plin de pocăință. Botezat și plin de Duhul Sfânt. Că dacă e plin de Duhul Sfânt, nu va face probleme bisericii din Berg. Și dacă va fi plin de Duhul Sfânt, spune așa. Că dacă este Duhul în noi, chiar dacă murim, Cel care L-a înviat pe Iisus Hristos, ne va învia... Mări să fie Domnul. Minunat e Dumnezeul nostru. Ce minunat e Dumnezeul nostru. Într-o seară ca aceasta frumoasă, Dumnezeu ne-a creat o atmosferă și să ne mai arate încă o dată. Că încă e bun și mântuie. Și El dă popoare pentru un singur suflet. Și El creează o atmosferă pentru un singur suflet. Și aș dori că ceea ce se va întâmpla în această seară să fie pentru veșnicie. Amin. Amin. Avem o cântare frumoasă. Iată cerul așteaptă candidați. E o întrebare. Cine astăzi deschidem oficial listă pentru următorul botez? Nu vă pot promite pentru decembrie, dar pentru ianuarie, februarie, pentru anul viitor, încă cerul așteaptă candidați. Dar trebuie să ne grăbim. Amin. Frați și surori, în cele ce urmează, haideți să lăudăm pe Domnul împreună cu fratele Iosif, vom merge să ne schimbăm și apoi vrem să-L înmormântăm pe fratele Jimmy. Astăzi se produce mormântarea și învierea. N-ați mai văzut așa ceva, nu? Ne-am dus de multe ori la cimitir și s-a întâmplat, l-am îngropat și a rămas acolo. Și așteptăm învierea peste nu știu cât. Ei, în seara asta se întâmplă ceva. Aici se întâmplă și mormântarea și învierea. Glorie Domnului!